Salut tuturor! Așa cum v-am promis, am să încerc să rezolv o parte din laboratorul 1, încercând să scoatem în evidență următoarele aspecte. În primul rând, mă interesează să vă arăt câteva plugin-uri și să vedeți cum le instalați. De asemenea, cum facem designul unei clase, câteva tips and tricks, partea de defensive coding, refactoring și cod coverage pe partea de VS Code. Ca și scop, ideea acestui cadru este să dăm o șansă, să dăm o șansă să code. De aceea vom porni from scratch. Vom crea un director, vom numi foarte sugestiv tema 1, vom intra în tema 1. Abordarea pe care o avem, pot fi mai multe abordări, eu voi folosi. Întâi voi crea o soluție la care voi adăuga proiect. Trebuie să vă faceți griji pentru că am încercat să salvez cele mai importante comenzi pe care le vom folosi. De aceea voi folosi tema 1, atenție, fără extensia să rămână, astfel încât să se creeze. Vom verifica ce se află în acest director, este tema 1. Haideți să creăm și cele două proiecte. Arătat-o ceea ce avem de construit, inclusiv un SLN. Noi vom lucra cu un classlib și un MS-test. Prima dată vom crea classlib-ul. Acum, dacă verificăm în director, vom avea products și SLN-ul. De asemenea, vom crea proiectul de test. Vedeți, avem SLN-ul, nu avem nicio referire la cele două proiecte, va trebui să le adăugăm aceste referințe. Și de asemenea, dacă vă aduceți aminte, va trebui să facem referințe la test către acest product. Bun. Așa cum vă spuneam, avem pregătite comenzile. Am folosit până acum pentru soluție, pentru classlib, pentru MS-test. Dorim să adăugăm la soluție un prim proiect și vom folosi această comandă. Deci, această dată nu mă mai duc în acest log, one prompt, ci am să încerc să folosesc comandul de aici. Mai ales output, pentru că terminam. Și voi adăuga. Deja observați că de asta am lăsat casa deschisă, adăugat o referință către product test. Voi modifica comanda anterioară, în sensul în care la soluția tema 1 să doresc să adaug proiectul care se găsesc în directorul products și care se numește products de săproș. Observați că acum am referințe către ambele. De asemenea, vă voi arăta acest proiect acum, structura lui. Și vom apela la o altă comandă. Această comandă ne permite să adăugăm referințe între proiecte. O să vă explic imediat. Deci avem .NET add la Product Test Project. Doresc să adaug o referință către product. Să proști. Să vă rog să observați ce se întâmplă imediat ce execut comanda. A fost adăugat acest proiect automat. Și acum voi avea referințe. Haideți să proiectăm clasa. Clasa se va numi product. Am să folosesc de la început chestii legate de tips and tricks. Hai să trecem în evidență.
O să vedem imediat ce am făcut după plan, sfârșit. Și vă spun așa, am nevoie de o proprietate care să fie de tipului și să se numească IP și de asemenea să fie private. Am nevoie de o proprietate care să fie streaming și care să fie nevoie de o proprietate de streaming. Și mai avem nevoie de price și fee. Drop and price or should be fee. De manager să expunem două, is valid și compute VAT. Asta va trebui să întoarc un tablet. Se numește și va face return la până acum, majoritatea dintre voi ați folosit un constructor pentru a inițializa aceste valori. De această dată vom folosi un factory method. Este mult mai indicat și mai elegant, pentru că ne asigură imutabilitatea clasei. Facem un public static, asta pentru imutabilitate. Îmi va întoarce un product. Și vom pasa următoarea. Interesează un string nume, interesează un string description, un date time pentru start date, date time pentru end date, convention double pentru price. Va trebui să am un constructor private ca să nu instanțieze nimeni clasa din exterior. Și acum voi putea să spun return new product și încep să dau parametri. Control space. Căutul din clasă să fie cu parametrul price. Să punem căutul din clasă să fie căutul din scapă. Și așa mai departe.
lucrurile sunt destul de ok. Aici putem, de exemplu, să ne facem ceea ce înseamnă și să încep. Mă duc să aleg altul, apăs Enter, Stream. Asta vă permite să verificați parametrii și noi, în acest caz, vom avea o excepție. Evident că nu e locul aici pentru validări și putem refactoriza. Am selectat zona, spun să-mi extragă o metodă, deja am extras-o, iar cu F2 asta e, putem să o redenumim. E tehnica de refactoring pe care l-am făcut și să-și check. Observați că are redenumit-o și aici și aici, deci sunt safe din punctul ăsta de vedere. Ce am făcut? Am folosit un constructor privat, am folosit un pattern numit factory, astfel încât să ne asigur imutabilitatea prin acest static, să vedem exact cum o să instanțiem, avem acces pentru toate, ar mai trebui să adăugăm IP-ul. Este și vom folosi și aici. Haideți să redenumim clasa. Bun. Am efectuat aceste operații. Acum putem merge să scriem test și aici. Și vom putea scrie prima range. Dorim să facem o instanță de produs care nu va mai fi cu el, ci va fi product. Avem acesta create și acum putem să transmitem un mail. Watch. Start date, date, time, bun. Observați că nu am acces și atunci va trebui să adaug using system. Acest namespace conține. Și acum am acces la extensii. Add, dacă pun minus 5 înseamnă că astăzi mai puțin 5 zile. Start date. Să facem un calcul simplu. Price-ul va fi 100 și de valoare 20. Apoi, facem este egal cu și vom apela la să uitați pe care vom scrie și putem face set. Am salvat, am putea face un build. Să vedem că toate lucrurile sunt în regulă.
observați că avem o eroare. Această eroare rezultă de la următorul, este dată de următorul aspect. Dacă ne uităm pe Product Desk, să observăm că aplicația este tot pe corp. Dacă ne uităm pe acest, se produce tot pe site. Deci, ar trebui să avem aceeași versiune. Salvăm, de aia era în același context. Mai atenți cu eroile, se pot întâmpla. Product, nu există un test. Și atunci ar trebui să mergem. Și să de aici era toată eroarea. Să vă uitați și să aveți clasa. Bun. Acum vă testul trece. Un alt aspect extrem de important este legat de cod grafice. Pentru asta aveți la dispoziție mai multe. Cea mai importantă este să vă instalați și o să acest tool. Se instalează global și am să-l pun și, și aici. Folosind această comandă, dacă o să rulăm comanda, o să-mi spună că l-am deja instalat. După care, pentru a vedea cod capriciul corect, va trebui ca această referință să vă instalați ori folosind NuGet package-ul, ori pur și simplu după de test, că se proie și adăugă un item în acest aspect. Să vă uităm să o salvăm, că altfel avem eroare. Și atunci, pentru a vedea ce cod coverage avem? O hand sau o comandă. Aceasta. Să salvez și în fișier, astfel încât să o avem. Am dat aici o substanță. Va crea un fișier și ne va arăta cod coverage-ul.
care nu este rău pe canal. Sănătatea este 97%, se poate. Ocazia asta aveți și curba. Știți ce mai aveți de... Ce este important la acest podcast, deci este că puteți vizualiza fișierul și vă arată linii fișierului respectiv și puteți scrieți mai multe teste, vedeți și ce trebuie testat. Bun. Haideți să facem un recap la ce am zis. Nu v-am arătat chestia cu plugin-urile. Cel mai important plugin pe care aș vrea să vă arăt este C#. Este vorba de acest C# extensions. Care, observați, are vreo 8 milioane și ceva de download-uri. Un alt plugin este C# extensions. Acesta, care iarăși este extrem de important și vă ajută foarte mult. Ați văzut când am clicat în apărea noi clase și un și cam asta ar fi pentru C#. De asemenea, o să vedem la Git. Sunt foarte multe plugin-uri foarte utile pentru Git. În general, la plugin-uri trebuie să vă uitați cât de multe download-uri au. Cât mai multe download-uri, cu atât sunt mai verificate și mai utilizate de către utilizatori. Am discutat despre class design, am discutat despre plugin-uri, am discutat despre câteva tips and tricks ca să mergeți mai repede, despre defensive coding, v-am arătat și refactoring și cum se face cod coverage. Cred că mi-am atins scopul, vă mulțumesc foarte mult și începând din cataloguri următoare voi mai rezolva exerciții, dar de la laboratoarele următoare voi mai rezolva exerciții, dar vor fi pe jos. Sper să fie utilă pentru cei care folosesc jos de cloud și să-i mai dați șansă.